Mi-a fost atras atenția de vreo câțiva membri de AG din România că acest Mitro Gaming face niște videouri care sunt foarte embarrassing, mai ales pentru GD-ul românesc. Acum când ne uita la canalul lui, gen, e mare lucru, gen, nu poți să vezi mai nimic, dar are foarte mult sens, aparent. Asta începe GD-ul cu episodul 2. Să vedem cât de nașpa e video-ul ăsta. Neața, toată lumea, și bine v-am găsit la episod. Oricum, lucru o să zic, gen, nu o zic prea multe chestii, gen, nasoale despre el, pentru că, na, totuși, puștiul ăsta are numai 10 ani și singura scuză care pot să-i dau e gen că e copil, gen, nu știe prea multe. Cam atât ai zic. Gen, totul e ok, totul e ok. Da, Smash or Pass, chiar că e un puș de 10 ani, dar oricum nu o să judec, nu judec prea mult, n-am mă rog. Vă că mai tot contentul lui pe telefon, din câte observ aici, dar hai că ajungem la... Oh, stai, am găsit video. Ajungem la asta. Facem. Prietene, te-ai pus cu dracu. Îmi pare rău, dar asta e video lui chitar. Nu știu cum să zic, prietene. Deadlocked. Poate reușim. Tu nici măcar nu joci. Și plus că e și video. 6 secunde, se vede că ăsta e un video. Care tu îl filmezi cu Mobizen. Prea greu. Ce pizda măsii. Mă rog. Dacă credeți că asta nu a fost destul, uitați-vă la asta. Da, ăsta nu e Theory of Fing 2. E o variantă nerd la Theory of Fing 2. Enough said. Rest, ia să vedem. Ah, aici e Theory of Fing 2, aparent l-a terminat, ia să vedem. Ce-i cu video-ul ăsta? Theory of Fing 2, băieți. Ce? Îl putem... Se vede sigur un Alex Payne 24. Cum pula mea să fie atât de prost. Aleleu. Am promis că nu judec, da. Pus, nu pot să nu judec când văd. Coai, să mor eu. Hai să facem de un health de la GD Plum. Primele 3 secunde, nivelul ăsta e auto. Cum are video ăsta 5 like-uri? This is beyond me. Professional, ești profesionist, abonează. Poate auto, pentru că ne e. Să-mi bat pula, mă rog. A, aparent de la Theory of Fing 2, la Deadlocked, la un variantă nerd de la Theory of Fing 2, la un nivel auto, a terminat Bloodpath. Pare extrem de... Spui foarte extrem de... credibil. Și apare în video ăsta explodat, gen în comunitatea de expus, de expus oameni, în comunitate. Dar, stați o secundă, aparent am avut impresia că ăsta e video lui Rulas GD. Stai cu o privire. Vedeți? Exact același video. Și asta, la fel. Numai care ai dat total de căcat. Cum pizda măsii. Ah, salutări, oameni, nu vedem, uite, niște promovare gratis, frate meu. Să dai o bere. Da. Cu aici ce pula mea mă duc. Mă bucur că ai apărut la Dark Cat copil de 7 ani distrus.
Bă, un lucru zic, are 10 ani, by the way, la mă rog. Bă, ea... Ferească Dumnezeu. Bă, Mitro Gaming, nu știu cum să zic, dar... Ți-a luat o gură grav și te-ai pus cu, cine nu trebuie. Te-ai pus cu toată comunitatea de Digi România. Cea mai proastă alegere. Ok, asta aparent a terminat, hai, dar să tragem o privire la video. Am terminat, hai, insane league. Stai o secundă. Hai să vedem. Pot din start să zic că asta e pitolul taș de lax. Vedeți, exact aceeași pasă. Cei din ăsta e video-ul Torch Deluxe. Ăsta, tot video-ul Torch Deluxe, dar aparent el l-a făcut. Și aparent... Da, aparent du recorder. Acest este videoclipul meu registrat cu du recorder. Este ușor să registrați și să difuzați de... direct ecranul dumneavoastră. Link descărcare. Ok, gen, o să vedeți prostia acestui puști. Mă rog, n-am zis prea multe. Oh, ia să ne clubstep. Și evident că este videoul lui Alex Payne 94. Futu-te în gură, la fel și ții. Ai, ferească Dumnezeu. Pe lângă că puștiul ăsta fură videoclipuri. Se mai și bag pe defensivă când își bate lumea pula de el și gen toată lumea are dreptate. Hai să... O secundă. Înainte să continui video-ul, vreau să văd unde este ce... Ia, să ne uităm la tot, ia să vedem ce asta. A. Puștule, vezi că aici o modificare YouTube, nu? Tu acum trebuie să-mi vedeți YouTube. Mamă! Și tu ar trebui gen să prostești lumea. Că tu ai bătut Sonic Wave cu aplicații pe telefon. Cu mouse-ul. Ce pizda măsii. Mă rog. Aparent, asta e tot ce am mai făcut până acum. Asta a fost acum 2 săptămâni. Și puștiul ăsta... Coaie să-mi bapul, are 121 de abonați. Cum mama dracu are asta 121 de abonați? Un lucru pozitiv din start. Aparent a făcut 121 de abonați prin promovări. Reacții. Vărutul. Na, mă doare capul. Iar promovări, cred că are și provocări pe undeva. Oricum, pur și simplu, canalul ăsta e foarte extrem de cancer. Nu știu exact de unde e video ăla cu Sonic Wave, dar știu 100% sigur că l-au furat, dar mă rog. Așa că... Ăsta își merită hate-ul, dar în același timp, gen... Are 10 ani, gen, nu puteți să ziceți prea multe de el, nu puteți să reproșați nimic, totuși, un puș de 10 ani, pula mea. Mai toți puștii 10 ani sunt la fel, mă rog, nu chiar toți, dar majoritatea sunt. Azi o să vină video, am oară de să te uiți la el, te pup, ha, ceau!